În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Spune-mi ce vrei și îți voi da ție până la jumătate din împărăție. Iubiți credincioși, astăzi mi-am propus ca de marele praznic al tăii capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul praznic din anul bisericesc, să vă spun câteva cuvinte despre minciună sau jumătate de adevăr. Ca eveniment istoric, este foarte cunoscută situația în care Irod era într-o mare dilemă: să asculte de Ioan Botezătorul sau să asculte de soția sa, adică soția fratelui său. Și anume, și noi suntem încurcați de foarte multe ori. În morală chiar există un capitol care se numește Coliziunea îndatoririlor. Coliziune pentru că nu știi dintre două lucruri care par pe jumătate egale, par total îndreptățite a fi îndeplinite, și totuși ele se exclud una pe alta. De exemplu, se spune, dacă mergi spre biserică într-o duminică sau într-o zi de sărbătoare și vezi pe un frate de-al tău care are nevoie de ajutor, ce faci? Pentru că e clar că dacă este zi de sărbătoare sau duminică, trebuie să te duci la biserică. Și totuși, Sfinții Părinți recomandă a face din ajutarea aproapelui o liturghie aparte. Dar ce ne facem atunci când diavolul merge mai departe cu ispita? Să știți că nu trebuie să credem în coincidențe, sunt niște aranjamente pe care diavolul le țese de foarte multă vreme. Și duminica aceasta ți iese în cale, în drum spre biserică, un vecin, cealaltă un verișor, cealaltă un cumnat, și devine un obicei în a face duminica altceva decât a merge la biserică. Și o să spuneți, bine, dar facem altă liturghie. Da, dar a face un obicei din a ține numai jumătate de adevăr este deja mai mult decât o minciună. Așa stau lucrurile în morala creștină. Dar să vedem ce se întâmpla, de fapt, în urmă cu, iată, 2000 de ani. Și anume, Irod era pe tron, lângă el era Irodiada. Până aici, totul în regulă. Că murise fratele său Filip, iar este în regulă. Că el putea să ia de soție pe soția fratelui său, dacă acesta nu avusese urmași, iar este în regulă. Irod se prevala, cum am zice noi acum, în drept, de jumătate de adevăr. Și anume că putea să ia de soție pe văduva fratelui său. Dar mai departe, condiția pentru care putea să o ia de soție nu era îndeplinită, pentru că Filip avusese pe Irodiada copil în timpul vieții. Așadar, iată-ne la jumătate de adevăr, adică la a fi mai grav decât o minciună. A lua din viață partea care ne convine este un lucru parcă foarte cunoscut pentru noi, bineînțeles. Nu există o vorbă românească, tragem jar pe turta noastră? Adică acolo unde avem un mic interes, zicem că numai până acolo merge lucrarea. De exemplu, cunosc pe doi vecini care aveau unul un gard spre exterior lărgit spre unul dintre vecini și în favoarea unuia celuilalt dintre ei, dar în spate, unde trebuia să facă o dispoziție asemănătoare și simetrică, deja vecinul care avea în față mai mult n-a mai vrut să mai dea înapoi.
Și el zicea, păi nu ai zis dumneata că îmi dai voie să mă duc 2 metri mai încolo? Zice, da, dar cei 2 metri mi-i dedusei tu în spate, că eu ți-am dat ca să îți dea primăria voie să-ți faci casa, că n-aveai 8 metri și trebuia să obții ceva. Iată cum jumătatea de adevăr devine o minciună sfruntată. Și anume, am deschis acest subiect pentru că de multe ori noi suntem în această situație de a lua de la celălalt numai partea noastră convenabilă. Să mergem mai departe. Ați auzit în basmele populare românești, de cele mai multe ori, spunându-se că atunci când un împărat făcea vreo promisiune, îți dau până la jumătate din împărăție. V-ați întrebat de ce? Păi răspunsul este dat și astăzi în Parlament. Dacă ai mai mult de jumătate, poți să iei toată împărăția. Dacă ai 50 plus 1% majoritatea absolută, poți să disolvi și Parlamentul. De asta se dădea până la jumătate din împărăție. Acum se spune că tot așa un împărat, ca să înțelegeți mai bine cam cum devine problema asta cu jumătatea de adevăr, adică minciuna sfruntată, un împărat avea o fată de o frumusețe răpitoare și a spus că o va lăsa să fie pețită și o va încredința celui care se va dovedi a fi foarte bogat și foarte iscusit, foarte înțelept, care să-i aducă nu știu ce din pădurea albastră. La auzul acestor oferte, cel mai neisprăvit om din împărăție a plecat de acasă într-o fugă până la palat. A dat la o parte toate oștile, a dat la o parte toți slujitorii de lângă ușă și a ajuns până la tronul împăratului. Și când a fost oprit acolo, la câțiva pași de împărat, atât a mai apucat să spună, dintr-un respirat greu, de la atâta amar de fugă: împărate, nu eu. Vrea să fie sigur că nu cade pe el această dorință a multora de a o avea de soție pe fiica împăratului. Cam aici suntem noi. Decât că nu avem curajul să mergem până departe, să recunoaștem că nu nouă ne trebuie așa ceva. Dar să vedem mai departe ce este adevărul, să răspundem oarecum la întrebarea lui Pilat. Vă țineți aminte că în aceeași situație în care a fost astăzi Irod cel care a promis în fața mesenilor la ziua lui aniversară că datorită dansului pe care Irodiada l-a făcut înaintea lor, îi va da orice îi va cere până la jumătate din împărăție. Și atunci când Irodiada a întrebat-o pe mamă, că nu știa ea ce să-i ceară, și a spus, vreau aici numai decât capul Sfântului Ioan, capul lui Ioan Botezătorul, atunci se spune că Irod s-a întristat. Bun, asta este jumătatea de adevăr, dar cealaltă urma să fie o jumătate de minciună. Și a zis că de dragul cuvântului pe care l-a dat, de dragul celor care ascultaseră promisiunea, a trebuit să-și țină cuvântul. A trebuit să-și țină cuvântul. Acum să nu ieșim din contextul istoric. Trebuie să știți că, într-adevăr, avea dreptate, aș spune, mai mult de jumătate. De ce? Pentru că în vremea aceea totul se baza pe autoritate și pe niște principii, ceea ce nu mai e valabil în zilele noastre, dar trebuie să știm istoric despre ce era vorba. Și la noi, până în Evul Mediu, orice stăpân care își dădea un cuvânt, dacă se întâmpla să fie prins că nu și-a ținut cuvântul, toți vasalii lui, toți cei care erau sub el, erau dezlegați de jurământul de credință. Din acel moment,
nimeni nu mai era obligat să-și țină cuvântul sau să îl respecte sau să îl mai considere pe respectivul mare latifundiar sau mare conducător de cetate, pentru că el nu își ținuse cuvântul. Iată că presiunea era mare pe Irod. Nu putea, din punct de vedere omenesc și juridic, să spună, știți ce, eu nu pot să îndeplinesc acest cuvânt. Putea însă să îi ceară Irodiadei sinceritate. A spus, nu, putea să spună, nu mamei tale i-am cerut, i-am oferit până la jumătate din împărăție, ție, dar n-a făcut lucrul acesta. Vei spune, da, dar putea, după mintea noastră, putea să facă altceva, dar după mintea și istoria momentului aceluia, chiar nu putea să facă mai nimic. Îl punem, ca să înțelegem mai bine, în balanță cu Pilat. Vine Pilat și se interesează până la urmă, primește de la soția sa vestea că trebuie să-l lase în pace pe Iisus, că a avut un vis în care a fost chinuită foarte tare, știa care este adevărul și totuși a făcut celebrul gest care a rămas până în zilele noastre, s-a spălat pe mâini. A zis, nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Voi veți da seama. Și aici, într-adevăr, e puțin de discutat vis-a-vis de contextul istoric. Deja cărturarii și farisei erau foarte, foarte pregătiți în ale dreptului și una dintre vinele pe care le aduceau lui Pilat, care era guvernator, era aceea că dacă recunoaște pe altcineva împărat, nu este prieten cezarului. Adică dacă îl recunoștea pe Iisus ca fiind împăratul iudeilor, nu mai făcea parte dintre credincioșii cezarului care îl primiseseră acolo tocmai ca să-i țină locul. Era un jumătate de adevăr, pentru că la nivelul la care se afla el, putea să ia decizii de unul singur. Dar contextul istoric cred că l-a făcut să creadă că nu poate. Și de ce vă spun asta? Pentru că noi înșine, de multe ori putem să spunem adevărul, dar ni se pare că nu putem să o facem. Ni se pare, pur și simplu. Pentru că noi avem în conștiința noastră acel reflex al omului care știe mai multe dintre cele pe care le-a făcut, multe pe care nu le știe absolut nimeni și pe românește se simte cu musca pe căciulă și zice nu pot să fac așa pentru că dacă o fac eu mă află și cu tare și așa mai departe. Dar revenind la Pilat, Pilat care putea să elibereze pe cineva în zi de sărbătoare, chiar a și spus apoi, pe Barabas sau pe acesta, să vi-l eliberez, putea cu siguranță să găsească o formulă fără să se spele pe mâini. Dar acest spălat pe mâini se referă mai ales la noi. Noi care mergem cu adevărul numai până la jumătate. Haideți să intrăm puțin așa mai la adânc și fiecare dintre noi să-și întrebe conștiința dacă a avut curajul să spună adevărul până la capăt. O luăm de când eram mici. Veneam de la școală și luam o notă mică. Nu ziceam că am luat o notă mică, ci începea așa argumentația. Mami, tati, am primit astăzi lucrările pe care le-am dat săptămâna trecută, cea mai mare notă a fost 5. Și eu am luat 4. Adică, iertați-mă, cea mai mare notă a fost 5. Adică trăgea oricum linia așa în mintea noastră justificarea înainte de a spune adevărul gol-goluț.
E adevărat că și părinții se cam ghidau așa, dar ce note s-au dat, dar de ce au luat, de exemplu, dacă zice, am luat 9, zice, și ce, nu s-a dat 10? Și părinții aveau și ei jumătatea lor de adevăr. Nu vă spun că am trăit într-o minciună, pentru că așa a fost. Vă spun doar să ne trezim de acum înainte, să avem curajul să spunem adevărul. Și cineva s-a dus la părintele Cleopa, Dumnezeu să-l odihnească, și a spus, știți, părinte, eu de multe ori sunt nevoit să mint. Aoleu, cum adică? Deci așa, trebuie să mai menajez pe unul, pe altul, dar de ce, frate? Păi știți că dacă aș spune adevărul, ar avea mulți de suferit. Zice, și dacă nu îl spui, ai numai mata de suferit. Ce s-a întâmplat? Uite, zice, la mine m-au întrebat unii și alții ce fac și le-am zis exact ce fac. Dacă le-aș fi spus ca să se simtă ei bine sau să scrie bine în raportul pe care îl fac vis-a-vis de mine, mi-ar fi fost mie imposibil. Pentru că eu nu mă ocup de a ocoli adevărul, ci mă ocup să spun adevărul. Este o părere de-a voastră că puteți să ascundeți adevărul. Așadar, trebuie să luăm aminte. Dar nu pe deasupra să spunem adevărul, pentru că adevărul nu este ceva prin sine. Adevărul nu este ceva, adevărul este cineva. Mi se pare că acum vreo 2-3 săptămâni v-am spus și vis-a-vis de adevăr. Dacă îl spui așa cu năduf și dacă abia aștepți pe cineva să-i spui adevărul în față, ăla nu mai este adevăr. Ăla poate să fie numit răzbunare, revanșă, drept la replică, dar nu adevăr. Adevărul trebuie să ne facă liberi. Adevărul este cel care ne dă o stare de pace și nouă și celor cărora îl spunem. De exemplu, acum în medicina modernă se recomandă cu drept de lege ca pacienților care deja au intrat în faze terminale să li se spună adevărul. Ce adevăr? Adevărul care să-i omoare, adevărul care să-i destabilizeze, adevărul care să-i scoată din priză, adevărul care să le aducă numai și numai depresie, acela nu poate să fie adevăr. Pentru că până la urmă omul, dacă o luăm așa, este în ultima fază de când se naște. Pentru că din momentul în care ne naștem, mergem spre final. Și atunci, unde este adevărul? Că mai ai de trăit o lună, două, mai aud și eu lăzdrăvărind de genul ăsta, ce mai are de trăit 3 săptămâni. Voi să fie. Dar de unde i-a dat Dumnezeu 3 săptămâni astea? Că eu nu știu dacă mai trăiesc mâine. Trebuie să știm ce este adevărul. Adevărul este nimic. Cine este adevărul însă înseamnă totul. Mântuitorul ne zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Înseamnă că adevărul nu este un lucru, este o ființă. Adevărul este Hristos, care este și calea și viața. Și atunci trebuie să știm cum mărturisim adevărul. Adevărul este cel care ne limpezește. Este cel care merge până la capăt. Cum ar fi fost, de exemplu, adevărat, căsătoria de levirat nu se putea aplica lui Irod pentru că fratele său Filip avea un copil, și adevărul până la capăt era că el nu trebuia să ia de soție pe Salomea, care era soția fratelui său. Dar el se prevala totuși de căsătoria de levirat. Spunea jumătate de adevăr, adică minciuna. Pilat s-a spălat pe mâini că Iisus este nevinovat, dar nu a zis, eu îl eliberez, deși putea să o facă. Așa facem însă și noi, că nu ne ocupăm acum să bârfim pe Pilat sau pe Irod sau pe Salomea. Nu, noi ne-am adunat aici să ne vedem de ale noastre. Să
vorbim cu conștiința noastră până la capăt, pentru că n-am făcut decât primul pas de la prima lucrare, când am luat 4 și ceilalți luaseră 5. Nu, trebuie să mergem și mai departe. Și anume, vine copilul și ne întreabă, uite, vreau să studiez la nu știu ce academie. Adevărul adevărat e că n-ai bani să susții. Dar ce îi spui copilului? A, dar e prea departe, dar e prea greu, acolo se intră greu și chiar dacă intri, nu poți să continui și sunt atâția ani și așa mai departe. Deci nu îi spui de la început copilului despre ce este vorba. Pentru că după aia afli că după ce a făcut facultatea pe care ai vrut tu să o faci, să o facă, a făcut ce a făcut și s-a dus până la urmă și tot a plecat de acasă. Credeți că puteți ține pe cineva aproape prin minciună? Nu vă amăgiți. Adevărul trebuie spus până la capăt, dar v-am spus, până când începe să devină derutant. Dacă, de exemplu, un copil vrea să facă și simțiți că are posibilitatea să meargă până în pânzele albe, dar îi spuneți adevărul pe care îl știți dumneavoastră, că de fapt societatea nu e chiar așa cum o vezi tu, măi copile, că de fapt o să te mănânce foarte multe interese ale colegilor tăi și așa mai departe, lucruri, să zicem așa, adevărate. Că factorul politic te va căuta să te tragă de o parte sau de alta și orice parte vei găsi din 4 în 4 ani, barca ta e de partea cealaltă a baricadei, lucruri care sunt adevărate, dar ăsta nu e adevărul. Ar deveni un adevăr destabilizator, demobilizator și plin de venin. Adevărul este că noi, ca părinți, avem datoria de a-l susține pe copil, chiar dacă acesta, din punctul nostru de vedere, este pe un drum care nu e atât de sigur cum crede el. Dar contează cum credem noi, contează cum crede el. Așadar, adevărul, să știți că este cel care ne dă nouă un anumit sentiment. Sentimentul de liniște, atunci când îl spui, verifică faptul că este adevăr. Sentimentul de perspectivă deschisă, nouă sau celorlalți, deja atât de liniștitor ne dă siguranța că ceea ce am spus este un adevăr. Pentru că altfel ne învârtim într-o relativitate extraordinară. Ceea ce este adevărat pentru noi poate să fie fals pentru celălalt și cu siguranță chiar așa și este. De exemplu, cineva care este obișnuit să facă un anumit gen de lucruri poate să spună că este ușor să scrii 20 de pagini într-o zi. Bun, pentru este adevărat. Dar unul care n-a scris decât ultima dată un curriculum vitae când a fost angajată cu 30 de ani și de atunci n-a mai pus mâna pe pix decât când se semna odinioară statul de plată, că acum nu se mai semnează nimic, atunci bineînțeles că pentru acela e o minciună să spună cineva că poate să se scrie 20 de pagini pe zi, în fiecare zi. Iată cât de relativ este adevărul. Așadar, până la urmă, în această zi de post, dar nu de doliu, într-o zi de mare bucurie în care să mulțumim Dumnezeu că putem să postim, că ne-a dat sănătate necesară și suficientă să putem să facem această zi de post, dar postul neînsemnând a sta cu capul în jos și dacă vine cineva prin spate așa și te mângâie să te retragi, băi, lasă-mă că sunt în post. Un post ținut cu atitudine de disponibilitate, în această frumoasă zi ne-a rânduit Dumnezeu să ne gândim, măcar până în seară, la cine este adevărul. Ca să ajungem
să aflăm, trebuie să fim lângă Hristos cât mai multă vreme. Ca să înțelegem adevărul, trebuie să-L trăim pe Hristos, care ne trăiește pe noi de multă vreme. Dacă nu înțelegem că adevărul este Hristos, toate celelalte noțiuni, din toate sistemele de referință, din toate sistemele filosofice sau etice sau morale, nu au nicio valoare. Adevărul nu este ceva, este cineva și noi trebuie să știm cine este acel cineva. Este Hristos care se află în noi. Conștiința noastră întotdeauna ne va spune, chiar dacă e pervertită, să știți, ne va spune dacă mințim sau nu mințim. Se spune că odată un copil venind de la școală era muștruluit de tatăl său spunând că trebuie să spună neapărat tot timpul adevărul, adevărul și numai adevărul. Și s-a făcut seară și tatăl încă mai avea argumente pentru copil să-l învețe cum să spună numai adevărul. Și la un moment dat sună la poartă cineva și se uită tatăl așa, nu-l vede cel de afară, ce a, e vecinul, du-te și spune-i că nu sunt acasă. Acesta este adevărul. Trebuie să știm să mergem cu el până la capăt. A, teoreticieni suntem, vorbim până în seară și chiar în seara următoare, dar atunci când e vorba de noi, se mișcă puțin adevărul în partea cealaltă. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu astăzi să primim și noi puterea adevărului pe care Sfântul Ioan Botezătorul a avut-o, de a intra în conflict cu Irodiada, de a intra în conflict cu Salomea, cu Irod, pentru că de fapt se afla în temniță tocmai pentru că îi spunea lui Irod că nu îi este îngăduit să ia de soție pe femeia fratelui său. Irod însă, vedeți că avea Sfântul Apostol Marcu, ne spune, se întrista când îl auzea. Înseamnă că acea conștiință de care v-am spus îi dicta faptul că Ioan avea dreptate, că deținea adevărul și el nu. Și spunea că de multe ori sta pe gânduri după ce îl auzea pe Ioan vorbind. Așa trebuie să stăm și noi, măcar până în seară, pe gânduri, atunci când ne auzim conștiința. Ioan Botezătorul este conștiința noastră, care nu ne minte niciodată. Nu ne spune numai jumătăți sau frânturi de adevăr, ci ne spune adevărul despre noi și mai ales despre Hristos, care sălășluiește într-un noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.